Astăzi dau o fugă până la Global Music. Am o întâlnire importantă cu ei. Să vedem ce se concretizează. A mers ok întâlnirea. Rămâne de văzut dacă o să colaborăm sau nu. O să aflați cu siguranță aici. Cred că m-am îndrăgostit, vorba lui Pepe. Cei de la GoPro au lansat aseară GoPro Karma, care este o dronă foarte compactă, care folosește evident un GoPro, fie că e un GoPro Hero 5, proaspăt lansat și el, sau un GoPro Session, modelul nou, sau un GoPro 4, nu știu, ultimul model de GoPro 4. Aseară m-am uitat toată noaptea la tutorialele lor și la ce chestii au adus noi la Photokina și pot spune doar că îmi doresc enorm de mult o astfel de dronă. În România o să ajungă abia până octombrie, dar abia aștept să o testez, să văd dacă mă descurc cu o astfel de dronă. Și partea bună pe care o văd eu este că e mai ieftină decât un DJI Phantom 4. Și cred că e și mai ieftin decât un DJI Phantom 3 Advanced. Dar avantajul este că, ok, ai drona, dar ai și GoPro separat și pe care poți să-l iei cu tine oriunde. Plus, evident, gimbalul ăla, stabilizator, care face minuni. Vine cu un case foarte simpatic, foarte ușor de cărat, cu un controller foarte cool, de nici care are deja ecran. Nu trebuie să-ți folosești neapărat telefonul, ceea ce pentru utilizatori de iPhone este un avantaj, că nu mai consum bateria. Bateria la dronă te ține până în 20 de minute, ceea ce ar trebui să fie ok dacă ai cadrele bine gândite înainte. Și o parte foarte cool pe care au lansat-o ei este că poți să ai și passenger mode, adică cineva se conectează cu telefonul sau tableta la dronă și în timp ce tu pilotezi drona, el poate să controleze camera și practic faceți o echipă foarte bună să trageți cele mai bune cadre. The quality of content that our customers will capture with Karma, I think, is going to change everything again. Suntem aici în mașină cu Radu Restivan, care tocmai s-a întors de la Beijing, unde a alergat maratonul de la Beijing. Salut, mă bucur să fiu în Pan Daily. Doamne ajută ca rugăciunile lui Panda de la Mănăstirea Voroneț să se adeverească și să primească toți subscriberii pe care și-i dorește. Am lasă asta, zic cum a fost la Beijing. Sâmbătă dimineața, când în București era 2:30. Vineri spre sâmbătă, da. A fost maratonul de la Beijing. 30.000 de oameni la Beijing la maraton. O atmosferă fantastică, un traseu greu de descris mai în cuvinte. Mai știu că la Berlin? Da, da, pentru că oamenii sunt mult mai prietenoși, oamenii sunt mult mai happy între ei. La Berlin e o competiție mare, e o competiție frumoasă. Și acum, acolo lumea chiar e în competiție, aici da, răspund că oamenii erau mai... Bine, știi și tu cum e, sunt oameni care... Unde alergăm noi nu prea e nimeni în competiție acolo, mai spre final de cursă. La început da, sunt în competiție și nu le pasă. Nu e un traseu de viteză ca la Berlin să se scoată record mondial. Timpul de anul ăsta de la Beijing a fost cu vreo 10 minute mai mare decât la Berlin, deci în niciun caz nu e din zona aia de viteză. Dar oamenii sunt extrem, extrem de fericiți și de prietenoși și de dornici să interacționeze unii cu ceilalți. La Berlin și la Viena, pe unde am mai fost, e o anumită răceală așa pe care o vezi specifică oamenilor din zona respectivă. Păi nu mai bine le arătăm oamenilor câteva secvențe din Discover the World Through Marathons. M-aș bucura. Episodul 7 a apărut astăzi, este de la Beijing și vi-l arată Panda, că eu nu știu să editez. Câteva. This is it! This is the start of the Hyundai Beijing Marathon 2016, the 36th edition of this amazing race. 30,000 runners from all around the world! Running doesn't have any age, and this lady shows that running is a wonderful sport at any age. Bravo! This is the majestic feeling when finishing a wonderful race in Asia, the Beijing Marathon 2016! Și am văzut că ai arătat și câteva chestii pe care se pot vizita pe lângă Beijing, dacă tot ajunge acolo, nu? Absolut, mi se pare că dacă faci un drum până la capătul pământului, durează, nu știu, 60 de ore, sunt doar drumul,
dus întors, e bine să încerci să vezi și locurile de pe acolo și asta am cum încercat să integrez cumva și în, și în, în serial din episodul ăsta și în episoadele următoare. Ce vezi foarte mișto pe traseu, care sunt obiectivele din oraș, că în general maratoanele mari trec pe lângă cele mai importante obiective din oraș, plus ce poți să faci pe lângă. Și am pus niște imagini de la Marele Zid care sunt absolut fantastice, adică e ceva extraordinar să ajungi acolo. Ai alergat pe acolo? N-am alergat pentru că am avut 2 ore în care să merg cât de mult am putut, dar pot să spun că am transpirat la Marele Zid mai mult decât am transpirat la maraton. Plus că am mai băgat o mică parte în serial despre ce găsești să mănânci în Beijing. Am tot auzit chestia asta de la oameni care au fost în China. Vezi că mâncarea din China e complet diferită decât mâncarea chinezească de la noi. Da, este complet diferită, este mult mai bună, adică versus tot ce am mâncat în fast food-urile noastre chinezești sau în alte restaurante chinezești, nici nu se compară. Acolo este fantastică, e o experiență senzațională pe care trebuie să o trăiești odată în viață și mă bucur că am putut să arăt lucrurile astea și să, nu știu, sper să inspir pe oameni prin serialul ăsta să meargă acolo, să încerce măcar odată în viață să ajungă și să simtă pe propria piele experiența asta. Mai mult vorbești. Arată-le oamenilor cum arată o medalie de aur de la Beijing. Deci, până acum n-a câștigat nicio medalie de aur, ca să fie clar, și nici nu o să câștig vreodată. Motiv pentru care la Beijing ne-au dat se vede? E prea aproape. E prea aproape, scuze, așa. Scuze. Asta e medalia de aur de la Beijing, pe care o primesc, culmea, nu doar locurile 1, 2 și 3, ci toți participanții. Cam așa arată, se vede așa panda. Eu nu văd nimic, că n-am ochelari. Nici eu nu știu, hai să dăm aici. Ei, mă rog, se vede. Bun, cam așa arată. Mă rog, nu e o medalie de aur, este o medalie care are ceva. Care conține și puțin aur, puțin aur, e gândul ăla de aur. Și este făcută în parteneria cu un bijutier din zona asta Asiei. Și toți participanții au primit o medalie care conține aur. Ceea ce mi se pare foarte mișto ca și gând, așa că multe competiții pun accentul pe locurile 1, 2 și 3. Dar, de fapt, toți oamenii care poate să termine un maraton sunt câștigători în adevăratul sens al cuvântului. Și e mișto să te simți ca un sportiv olimpic terminând maratonul ăsta, că se termină chiar unde e parcul olimpic de la Beijing, unde a fost olimpiada în 2008. E un sentiment fantastic și greu de descris în cuvinte. Gata, am ajuns. Am ajuns la alergare. Panda vine rar, dar și când vine, alergă puțin, așa că... Tu ai trebuit să mă pregătesc, m-am înscris la semi-maraton. Măi, eu sper să alergi cu noi. Păi cu voi alerg. Ah, ce drăguț. Păi normal. Am crezut că vrei să scoți 1.0. Da, scot 1.0.15. Gata, pa. Ne-am mutat pe telefon ca să nu mai car aparatul cu mine în alta, dar pare că plouă, așa că alergăm și pe urmă mai vorbim. Hai că n-a fost chiar așa greu. Sunt într-o din cele mai culturale de publice din acest oraș. 7 km 40 de minute. Bun. Data viitoare poate bag 2 ore direct. Am primit cu tare tristețe vestea că cuplul Brad-Gelina divorțează și cuplul Panduca, băi, fii tristă, s-au despărțit! Brad Pitt și Angelina! Acum ai ajuns la Panduca, de-aia începe să râd. Că urma să zici că se despar și ei din solidaritate. În semn de solidaritate pentru Brangelina, cuplul Panduca se desparte astăzi. În această seară. Pa, ne vedem mâine. Și se împacă mâine dimineață. Te aștept să ne împăcăm mâine dimineață. Să-mi dau și centru în jos. Ar fi ideea.